is Fat Boy Ben, aka Milli Vanilli, and you're watching Magdalena, the morning show, of course. Bam! Cei de la Administrația Națională de Meteorologie ne anunță că la nivelul țării cele mai scăzute temperaturi se vor înregistra în depresiunile Carpaților Orientali, județul Vâlcea, Buila, Vânturarița, între 5 și 14 grade Celsius, masivul Cozia între 6 și 17 grade Celsius, Horezu între 13 și 26 de grade Celsius, Brezoi între 14 și 27 de grade Celsius, Voineasa între 11 și 22 de grade, Câineni între 15 și 26 de grade, Băile Govora între 14 și 26 de grade, Olănești între 12 și 24 de grade, Călimănești între 14 și 26 de grade, Drăgășani între 16 și 28 de grade, iar în Râmnicu Vâlcea temperaturile vor fi cuprinse între 15 și 27 de grade Celsius. Astăzi să vă zâmbească viața, eu vă spun Mădălina Mitu, bună dimineața, dragii mei matinal, ce faceți, cum vă simțiți? Cafeluța ați pregătit, spun asta pentru că eu deja am savurat-o, mai am puțin din ea și mai am ceva pentru dumneavoastră în această dimineață, o ediție matinală de excepție, unde... Surprize, surprize! Vom avea parte de animale sălbatice, vom avea impresii, sugestii, comentarii. Eu știu ce ne mai rezervă ediția de astăzi, dar dacă dumneavoastră stați până la final, veți vedea despre ce este vorba. Ne aflăm la grădina zoologică din Râmnicu Vâlcea, din zona Ostroveni, unde mă voi plimba alături de colegul meu Andrei. Bună dimineața, Andrei, de acolo din spatele camerei. Are grijă de mine să apar foarte bine, ca să-i fac și rima dimineții pentru toți cei care ne urmăriți la această oră. Vă salut cu mare drag și vă dau așa startul la o ediție distractivă. O să fiu și eu o maimuțică și întrebarea zilei va fi ce animale sălbatice vă plac? Care animale sălbatice vă plac? Sunt tare curioasă ce păreri au cei care vin aici să se plimbe, să se relaxeze și mai cu seamă vă adresez și dumneavoastră această întrebare. Ce animale sălbatice vă plac? Vă așteptăm comentariile dumneavoastră pe pagina noastră de Facebook Antena 3 Vâlcea. Ne aflăm într-o zonă foarte frumoasă din județul nostru Vâlcea, mai exact din municipiul Râmnicu Vâlcea, la grădina zoologică, unde mai toți vizitatorii, fie că vorbim de familii, de cupluri, de oameni care vor să vină să se relaxeze și să viziteze aceste animale sălbatice, vin la grădina zoologică. Și vă spuneam la început că am o povestioară foarte interesantă de spus, o morală, și anume, un investitor dorește să deschidă o grădină zoologică și pentru început pune biletul de intrare $30. Nimeni nu a venit la această grădină zoologică, după care a pus biletul de intrare $20. Tot așa, nimeni nu venea să viziteze această grădină zoologică. S-a gândit el să lase biletul la $10. Acestea fiind făcute, tot așa, nimeni nu venea să vadă niciun animal, să se plimbe, să se relaxeze. Asta și s-a gândit la o nouă strategie, ce să facă, cum să facă să atragă oameni să vină să viziteze această grădină zoologică. Fiți atenți acum ce vă spun. A lăsat intrarea gratuită pentru toată lumea. Toată lumea să vină să viziteze, să intre gratuit, fără niciun leu. Bun, după ce a făcut acest anunț, foarte multă lume a venit, grădina zoologică s-a umplut, era plin de oameni, toată lumea a venit și, ca să facă bani, s-a gândit așa, a închis porțile în liniște, dragii mei matinali, după ce a închis aceste porți în liniște, s-a gândit cum să facă bani. Păi a făcut în felul următor, mă uit aici pe telefon că mi-am notat și morala, a închis porțile, a dat drumul la lei, și toată lumea era disperată să iasă afară. Acum, ca să ieși afară, a pus biletul de ieșire, $50. Toată lumea a plătit numai ca să scape din gura leilor, să nu fie mâncați, ca să iasă afară. Foarte interesantă poveste, fiți atenți ce spune așa. Morala aceasta pentru toată lumea, ca să a plătit, au ieșit ca să scape, morala
morala numărul 1. Când te confrunți cu primul eșec, nu schimba obiectivele, doar schimbă strategia. Deci omul a schimbat biletul de intrare cu biletul de ieșire. Cum a făcut-o? A făcut-o bine și a câștigat și mai mulți bani. Deci de la primul bilet care costa $30, acum ca să ieși din grădina zoologică a costat $50, deci a făcut și mai mulți bani. Iar morala numărul 2, în timpul vieții feriți-vă de ofertele ieftine și gratuite, că nu se știe ce se poate întâmpla. Noi sperăm din tot sufletul să nu se întâmple absolut nimic, niciun leu să nu iasă afară, să stea acolo felina acea fioroasă unde îi este locul și mai cu seamă să ne bucurăm de cum se relaxează ei, cum stau și dorm și mănâncă, pentru că știm foarte bine aceste feline sunt ca niște pisicuțe mai mari, cărora le place să doarmă foarte mult și mai cu seamă să mănânce la fel de mult. Dragii mei telespectatori, sperăm din suflet că vă simțiți bine și că această morală 1 și 2, morala 1 și 2, să vă facă să vă dea de gândit și să vă pun așa câteva întrebări. Deci tot ce este gratuit nu este bun venit. Și morala numărul 1, schimbă strategia în cazul în care nu faci bani, cum a făcut și acest investitor. De la biletul $30 a ajuns la bilet de $50 ca să vă scapă, să-și scape viața cei care au venit să viziteze acea grădină zoologică. Bine, este o povestioară cu sens, cine poate să o înțeleagă și cine dorește. Mai departe, dragii mei, acum vă las în compania colegei mele de la Horoscop să vedem astrele de astăzi se aliniază în favoarea noastră. Avem bogăție, dragoste, sănătate sau mai avem de muncit pentru fiecare în parte, după care avem o ediție matinală de excepție unde vom discuta cu trecători să aflăm care animal preferat sălbatic le place, chiar și pentru dumneavoastră vă spuneam la început, vă așteptăm comentariile, nu uitați, Mădălina Mitu, revenim imediat! Berbec. Berbecii sunt sfătuiți să nu semneze acte importante. Nu este o zi productivă sau benefică pentru afaceri. Mai bine vă faceți planuri pentru viitor. Taur. Taurii primesc o sumă de bani neașteptată. Poate că un prieten care vă este dator vă rambursează datoria sau obțineți oportunitatea de a câștiga ceva în plus, separat de serviciu. Gemeni. În plan sentimental, toate merg foarte bine pentru gemeni, chiar dacă în trecut comunicarea cu persoana iubită nu era punctul forte, acum sunteți mai afectuoși. Rac. Pentru raci, distracția este cuvântul cheie chiar și la job. În plus, o călătorie la care v-ați gândit mult timp va prinde contur. Leu. Problemele familiale ale leilor își vor găsi rezolvarea, ceea ce vă dă mai mult timp să investiți în activitățile casnice și să ajutați o cunoștință care vă solicită prezența. Fecioară. Pentru a avea succes în carieră, fecioarele nu trebuie să-și piardă ambiția. Ideile voastre sunt foarte bune, dar maniera în care le puneți în practică s-ar putea să nu fie cea mai potrivită, așa că mare atenție! Balanță. Balanțele, în schimb, vor să câștige bani de pe urma unor hobby-uri. Ca să se și materializeze, trebuie să fiți foarte bine informați și să vă gândiți inclusiv la investițiile financiare. Scorpion. Scorpionii tind să fie mult prea aroganți în conversații. Veți răni inclusiv persoanele dragi dacă nu vă schimbați atitudinea. În plus, o situație neașteptată vă dă bătăi de cap, financiar vorbind, dar proiectele personale rezolvă orice problemă. Săgetător. Săgetătorii sunt mai răzbunători în relația de cuplu. Ar fi bine să discutați cu persoana iubită și să nu excludeți răbdarea din ecuație. Capricorn. Capricornii pot deveni suspicioși în privința unor zvonuri pe care le aud. Axați-vă pe sarcinile pe care le aveți și nu băgați în seamă alte subiecte. Vărsător. O femeie îi susține pe vărsător pentru a obține o colaborare sau un proiect. Iar partea foarte bună este că stați foarte bine la capitolul financiar. Pești. Nativii pești sunt destul de departe de rezolvarea unei probleme ce ține de finanțe. Bazați-vă pe instinct dacă vreți să găsiți o soluție, cel puțin una temporară.
Și mai am puțin de savurat această cafeluță în timp ce mă plimb așa gale prin această grădină zoologică și când mă uit așa în stânga mea, mă cam trec fiorii. O să înțelegeți imediat despre ce este vorba, însă când mă uit în dreapta, mă calmez și mă liniștesc, pentru că alături de noi este domnul Gheorghe Mihai. Bună dimineața, mă bucur tare mult să vă cunosc! Bună dimineața și dumneavoastră și telespectatorul dumneavoastră! Bine ați venit în grădina zoologică, cea mai frumoasă grădină zoologică din țară. Ce drăguț sunteți, domnul Mihai sau domnul Gheorghe, cum preferați? Mihai. Domnul Mihai. Domnul Mihai este administratorul cel de aici de la grădina zoologică și am multe întrebări de adresat și pentru dumneavoastră să primiți răspunsuri și eu la fel, pentru că am multe curiozități pentru dânsul, să vedem ce ne răspunde și cum ne spune. Vreau să ne spuneți în primul rând, grădina zoologică, de câte animale sălbatice se bucură? Grădina noastră zoologică se bucură de 150 de animale, de exemplare, carnivore, erbivore și mamifere, de toate, da. Vreau să ne spuneți când ați început, când ați dat drumul la această grădină zoologică, acum cât timp? În 2010 s-a inaugurat această grădină zoologică și de atunci înflorește în fiecare an. Pentru cei de acasă, cei care au, eu știu, acea întrebare, zic, Doamne, sărăcuțele animale, cum pot să stea acolo în cușcă? Dumneavoastră mi-a spus o chestie foarte interesantă la început până să dăm rec și anume că aceste animale au fost născute și crescute aici și da. Ele nu simt de nicio culoare. Ia, povestiți-ne dumneavoastră cel mai bine. Toate animalele care se află în colecția grădinii zoologice sunt născute în captivitate, adică în grădina zoologică. Prin urmare, ele nu suferă. Din contră, este mediul lor și dacă ar fi lăsate în sălbăticie, ar suferi. Deci, iubitorii de animale să fie foarte liniștiți, pentru că animalele sunt bine întreținute și se simt extraordinar de bine în grădina noastră. Domnul Mihai, este greu să, nu știu, să gestionați și să administrați această grădină zoologică cu atâtea animale, având în vedere că este nevoie de hrană foarte multă și diferită. Care sunt cele mai pretențioase animale de întreținut, de hrănit? Da, toate animalele necesită atenție din partea noastră. Este o plăcere pentru mine să am grijă de această grădină zoologică și de animalele din colecție, iar primăria ne ajută 100% pentru procurarea hranei, pentru tratarea animalelor, pentru că avem un contract cu un medic veterinar de liberă practică care se ocupă foarte bine de animale și de bunăstarea lor. Avem contracte cu fabrici de alimente, de hrană, care ne furnizează lună de lună hrana necesară pentru hrănirea acestor animale. Dacă tot vorbim de această hrană pentru ele, care sunt animalele, nu știu, cele mai pretențioase, ca să zic așa, la alimente, la da. Produse, la hrană? M-am spus, fiecare animal necesită o atenție deosebită, dar cred că animalele carnivore necesită o atenție deosebită, pentru că toată hrana este prelucrată termic înainte de a o administra. Foarte interesant acest aspect ce ne-ați precizat și anume nu mă gândeam, nu știu, așa, la maimuțe, dar de fapt ele nu, că mănâncă fructe, deci nu ar fi complicat și greu. Semințe, din ce știu eu așa, ce am eu habar. Văd acolo lei în stânga mea, sunt tare agitați, nu știu de ce. Cred că l-au văzut pe Andrei cu camera și se gândesc că e pușca. Cred că l-au văzut pe dumneavoastră. Foarte drăguț sunteți, domnul Mihai. Mai am câteva întrebări pentru dumneavoastră. Și anume, dacă tot vorbim de 150 de animale, care sunt cele pe placul vizitatorilor? Ce plac vizitatorii? În absolut, maimuțele. Pe placul copiilor, da, sunt foarte jucăușe și spre deliciu copiilor maimuțele sunt în absolut cele mai distractive animale. Am înțeles. Domnul Mihai, facem în felul următor. În cazul în care nu o să mai lucrez, eu știu, într-un viitor, habar n-am, nu știu ce ne rezervă. Nu știu ce ne rezervă viața. Să știți că eu iubesc tare mult animalele și mi-ar face o deosebită plăcere să vin aici să le hrănesc
Și să am grijă de ele. Știu că aveți și niște cai aici ce avem bucură. Un manej, avem un manej, echitație, lecții de echitație. Cei interesați poate să vină să învețe să călărească. Și manejul este foarte benefic, da, sănătății și atât copiilor cât și adulților, și prețurile sunt atractive și accesibile pentru toată lumea. Să știți, domnul Mihai, dumneavoastră nu știți, dar cei de acasă care mă urmăresc în fiecare dimineață și sunt telespectatori fideli, știu acest aspect, faptul că mie îmi plac foarte mult animalele și că îmi place acest sport de echitație. Vă așteptăm? Vă așteptăm să vedem, să demonstrați dacă știți să călăriți. Păi, cred că o să vedem așa, gale, după ce terminăm cu animalele de vizitat, dacă cei de acolo mă lasă să mă urc și așa. Doar că nu m-am echipat corespunzător, voiam să-mi iau cizmele, că am cizme de cowboy, să mă lauc și eu. Sunt procurate de la mama lor din Texas, așa că, deci clar, fără doar ce poate, am tot echipamentul întreg, de la pălărie, costumație și încălțăminte, tot. Deci tot costumul complet pentru acest aspect. Vă așteptăm în fiecare zi să veniți și sunt convins că sunteți profesionistă și la echitație. Domnul Mihai, o ultimă întrebare. Cam câți vizitatori aveți, nu știu, să zicem, anual sau lunar, săptămânal, cum considerați dumneavoastră? Este o medie de 500-600 de vizitatori pe zi. Pe zi, da. În weekend avem, depășim 1000 de vizitatori. Media pe zi, v-am spus, sunt între 500-600 de vizitatori, care sunt foarte mulțumiți și grădina zoologică a devenit o promenadă. Lumea se plimbă, stă la umbră, au posibilitatea să stea sub un făișor, să mănânce ceva, să stea pur și simplu să se odihnească, este liniște, este curat, copiii sunt în largul lor. Și am văzut acolo că mai aveți și un fel de părcușor de distracții și te mai vedem acum, dragii mei telespectatori, în direct. Andrei, te rog frumos să dai așa un video, un cadru mai aproape, că video-l avem deja. Cum au ieșit broscuțele țestoase, dragii mei telespectatori, așa în direct și... Nu e chiar în direct ce se întâmplă în momentul de față, că au ieșit și ele să se bronzeze, să mai prindă culoare. Au ieșit din înnotat la bronzat, ca să le fac și rima dimineții, dragii mei matinali. Sper că sunteți bine și vă bucurați de mine, de domnul Mihai și mai ales de animale. Bun, Andrei, ai reușit să iei cadrul de acolo? Foarte bine, mă bucur tare mult. Domnul Mihai, veniți aproape să-mi iau ușor rămas bun de la dumneavoastră. O să merg agale să mă plimb pe la animale, încă o dată cu rima dimineții, pentru că mă inspirați, îmi dați o stare foarte frumoasă de spirit, iar eu când ies în natură chiar mă simt în largul meu, mai rău ca un animal în sălbăticie. Vă mulțumesc pentru emisiunea dumneavoastră, vă mulțumesc pentru că prin intermediul dumneavoastră ne faceți cunoscut la cei care n-au venit încă să le viziteze grădina zoologică. Avem pe această cale profit să fac o reclamă, o publicitate la baza de agrement la strandul Ostroveni. Prețurile sunt atractive, condițiile sunt extraordinare și biletele se pot procura inclusiv de la grădina zoologică pentru baza de agrement. Este foarte simplu, când mergi așa și te plimbi agale pe aici, pe la grădina zoologică, să te duci și să prinzi puțină culoare, atât când ne mai permite vremea. Da. Bună, domnul Mihai, mulțumesc din tot sufletul pentru prezență. Acum, dragii mei, fiara Mădălina Mitu alături de... La un moment dat îl întreb pe colegul meu, Andrei, domnul Mihai, zic, ce animal îți place mai, Andrei? Și la care zice, cameramanul. N-am putut să nu mă abțin, ți-am spus că o să o dau pe post, pentru că a fost o glumă foarte bună de digerat, așa cum animalele își digeră în momentul de față hrana și sperăm din suflet să aflăm și câteva păreri de la trecători. Mulțumesc din suflet încă o dată. Așteptăm de câte ori... puteți să treceți pe la noi. De fiecare dată, cu drag. Și bineînțeles, un salut telespectatorilor dumneavoastră. Îi salutăm! Da. Haideți să mergem la plimbat! Și, dragii mei telespectatori, continuăm plimbarea noastră agale aici la grădina zoologică și am mai dat peste câțiva vizitatori și anume, bună dimineața, cum vă numiți? Ionuț. Iar pe tine cum te cheamă?
Rebecca. Rebecca, Rebecca, vreau să te întreb ceva în această dimineață. Ia spune-mi tu mie, ce animale preferate ai de aici, de la grădina zoologică? Ce animale îți plac? Multe. Multe, dar care e preferata ta? Nu știu, maimuțele, ursul? Maimuța, ursul, iepure. Iepure. Și papagal. Și uite acolo. Și ursul, da? Iar dumneavoastră ce animale vă plac? Toate sunt în ordine. Totul e frumos. Toate vă plac? Dar un animal așa preferat? Ursul, da, ursul. Ați mai fost pe aici, pe la grădina zoo? Mai fost, dar mai de mult. Nu acum, recent. Mai de mult. Deci sunteți de aici, din Râmnicu Vâlcea? Da, da. De unde mai exact? Frâncești. Frâncești. O zonă foarte frumoasă, am și o prietenă pe acolo, o salut pe Cristina. Cristina Făgădău, nu știu dacă o știți, e cea mai bună frizeriță. Da. N-are cum, toată lumea o cunoaște pe Cristina. Așa că o salutăm, salutăm pe toți locuitorii de acolo și vă invităm și pe dumneavoastră să vă uitați la matinalul Fii Antenă de fiecare dată, în fiecare zi, gen de luni până vineri, cu începere de la 7:15. Mulțumim frumos și numai bine pentru munca dumneavoastră, respect și toate cele bune. Vă mulțumesc din suflet! Pa! Ce frumos, dragii mei telespectatori! Hai să continuăm să vedem ce animale mai avem de vizitat și mai cu seamă să citim și puțin despre ele, din ce zonă vin și ce mănâncă. Ia zi, draga mea, urmăriți matinalul Fii Antenă cu Mădălina! Ia zi! A? Bună dimineața, dragii mei matinali! Uite ce fată face, dragii mei telespectatori! Hai, zi! Aha, aia zi! Exact fix așa, cum ai zis mai devreme. Matinalul Fii Antenă cu Mădălina. Hello! Și că știi, ele nu suportă să te uiți în ochii lor, în general, maimuțele. Da, bun, mergem mai departe, Andrei. Bună dimineața cu drag la matinal, mă bucur tare mult să vă întâlnesc. Cum vă numiți și de unde sunteți? Silviu, Mădălina. Mădălina, ca pe mine aici, dragii mei telespectatori, din Târgu Mureș? Păi da, din Mureș, județul Mureș. Și ce faceți pe la noi pe aici? Păi Leolănești și dacă tot am venit, am zis că să facem o vizită și la grădina zoologică. Și întrebarea zilei ar fi în felul următor, sună în felul următor, ce animale sălbatice vă plac de aici, de la grădina zoologică sau în general? Păi ce, toate sunt frumoase. Acum... Da, păsările, peștii frumoși. Iar tu, Mădălina? Maimuțele. Maimuțele. Cam plictisite. Trebuie să le, nu știu, să le facem noi un entertainment, dragii mei telespectatori. Poate mai cam greu că trebuie să intri înăuntru. Le-a agitat puțin Andrei cu camera și pe lei, dar s-au liniștit. Acum văd că mănâncă, se plimbă, uite, se cațără. Să aveți așa o zi frumoasă, cu soare și să vă relaxați de această plimbare. O zi bună, la revedere! Ia uite-le peste ce gălăgie fac mai mare decât mine, întoarce-te mai, Andrei, acum! Fac mai mare gălăgie, uite că tot vorbeam că se plictisesc, dragii mei telespectatori, aveți un spectacol de zile mari din partea acestor maimuțele, maimuțele ce se distrează și ele, ca să fac rima în continuare la matinalul Fii Antenă, se ceartă și ele, cum se ceartă și oamenii în general, numai Andrei, că n-avem ce să facem, până la urmă și noi avem animalul ăsta, fiara asta din noi, care uneori iese la suprafață și mă uit la babuinul ăsta mic, ce e el acolo, nu știu, ce drăguție, parcă-l văd pe Andrei, cum se cațără el când vrea să filmeze ceva interesant. Mergem mai departe, dragii mei.
Bună dimineața, cum vă numiți? Bună dimineața, Barbu Radu. Domnul Barbu, ce faceți pe aici prin județul nostru Vâlcea, mai exact la grădina zoologică din Râmnicu Vâlcea? Un oraș foarte frumos, am venit cu familia, suntem în vacanță și ne deplasăm spre Râșnov și n-am putut să ratăm, am fost de foarte multe ori prin Râmnicu Vâlcea și acum am trecut prin copiii sunt nebuniți după grădina zoologică, după animăluțe. Iar animalul preferat, sălbatic fiind el, care este? Cel mic preferă maimuțele. Așa. Cel mare preferă lupii, animalele de pradă. Și dumneavoastră? Toate sunt frumoase și au ceva deosebit. Și soția? Ceva de genul. Da, la fel. Și soția, la fel? La fel, da. Dar un animal preferat imposibil să n-aveți. Păi după statura mea, ursulețul. Ce drăguț sunteți și amuzant. Așa. Iar soției îi plac foarte mult, nu, păunii. Păuni. Da. Ce frumos. Vă doresc așa să aveți o zi frumoasă, plimbare extraordinară prin județul nostru și astăzi să vă bucurați de această vreme frumoasă și mai cu seamă de animalele de le avem aici la grădina zoologică. Vă mulțumesc frumos. O zi bună, la revedere. Căpriorul european este o specie larg răspândită în Europa, cunoscut și sub denumirea de căprioară. Este un cerb relativ mic, o lungime a corpului de 95-135 de centimetri, cu o greutate între 15 și 35 de kilograme. Căpriorul european este teritorial și în timpul ce teritoriile unui mascul și ale unei femele se pot suprapune. Se hrănesc în principal cu iarbă, frunze, fructe de pădure. Caută în mod special iarba foarte tânără cu un conținut ridicat de umiditate de la ploaie sau rouă. Lama este un cameloid, familie care a evoluat acum 40-50 milioane de ani în America de Nord. Am ajuns și la animalele preferate ale colegului meu, Andrei. Asta datorită faptului că sunt animale sociabile, însă atunci când sunt provocate, lupta lor consistă din izbiri piept în piept, lupte cu gâtul și lovituri cu scuipături. Iar oamenii, în general, sunt atacați în acest sens prin faptul că vă scuipă, așa că mare grijă, dragii mei telespectatori, dacă veniți să le vizitați, să nu vă apropiați foarte mult și foarte îndeaproape de ele, pentru că devin destul de irascibile și vă pot face o frumoasă surpriză. Hei, dragii mei telespectatori, și la mult așteptatele maimuțele, cele preferatele vizitatorilor, ia uitați ce agitate sunt, asta pentru că urmează să mănânce și este lupta aceea pentru mâncare. Aceste animale dorm și călătoresc în grupuri de 50-80 de indivizi, dintre care 7 sau 8 masculi adulți, câteva zeci de femele și pui acestora. Babuinii sunt omnivori, mănâncă atât carne cât și vegetale, dar în cea mai mare parte din alimentația lor este sub formă de iarbă, rădăcini, fructe, semințe, scoarță de copaci și frunze. În dieta lor intră și insecte, pește, păsări și ouăle lor, rozătoare și chiar pui de antilopă. Mamă, mamă, așa de rele sunt ele, oare? Foarte interesant. Ca o idee, tânărul babuin cântărește aproximativ 400 de grame și are o epidermă neagră când este născut. Îngrijirea puiilor se face în grup de către mai multe femele din același grup. Foarte interesant, dragii mei, aceste caracteristici. Interesant, numele său științific tradus din limba greacă înseamnă cap de câine. L-a primit datorită botului prea alungit, neobișnuit pentru primate. Ei, dragii mei, iar acum am ajuns la cerbul lopătar. Cerbii lopătari de peste 3 ani au coarne în formă de lopată, de aici venindu-le și numele. În primii ani, coarnele au un singur vârf, exact ca și exemplarul pe care îl puteți vedea acum în imagini, iar cerbii lopătari sunt agili și în caz de pericol pot alerga pe distanțe scurte cu o viteză, fiți atenți, dragii mei, maxima de 48 de km pe oră.
Sunt animale erbivore, în habitatul lor preferă pădurile mixte și pășunile deschise. Masculul cerb lopătar este teritorial și alte căprioare de același sex nu au ce căuta în teritoriul lor ocupat de acestea. Se hrănesc în principal cu iarbă, frunze, fructe de pădure și lăstar tineri. Caută în mod special iarba foarte tânără cu un conținut ridicat de umiditate de la ploaie sau rouă. Femelele pot începe să reproducă de la vârsta de aproximativ 6 luni în timpul sezonului de împerechiere. Un mascul se poate împerechea cu femela de mai multe ori timp de câteva ore. Eu zic, măi, Andrei, de aici un cadru pe mine, pentru că nu mai avem mult până la final. Sperăm, dragii mei, matinal că vă simțiți bine și aceste animale vă facem deliciul ediției matinale din această dimineață, dar continuăm, mai rămâneți cu noi până la final pentru că am o surpriză foarte tare. Și bineînțeles, dragii mei telespectatori, un cuplu de tineri ce se plimbă așa gale ca doi îndrăgostiți. Bună dimineața, cum vă numiți? Pe mine mă cheamă Carina. Iar pe tine? Alexandru. Și de unde sunteți? Din Cugir, județul Alba. Ah, și ce faceți pe la noi, pe aici, pe la Vâlcea? Am venit la Căciulata și am spus să vizităm, am venit la grădina zoologică și am fost la Saline. Ce frumos, ați vizitat câteva obiective turistice de la noi din zonă, mai aveți multe de vizitat. Cât timp stați pe aici, pe la noi? Din păcate, până mâine doar. Oh, am înțeles. De 16 și mâine plecăm. Am înțeles. Ia spune-mi, te rog frumos, ce animale preferate sălbatice de aici, de la grădina zoologică, ți-au plăcut sau îți plac? Eu prefer tot timpul maimuțele. Oriunde am fost, mi-au plăcut maimuțele foarte mult. De ce îți plac? Păi, sincer să fiu, am văzut mi-au maimuță. Nu m-a lăsat el, nu am găsit deloc și îs disperată după maimuțe și pe TikTok și pe Instagram, peste tot, după maimuțe mă uit. Îți plac așa pentru că sunt super haioase sau pur și tot, simplu? Tot, și cum arată, și că sunt haioase, și că dau puțin spre oameni așa, cum fac, îmi plac păi așa, maxim. Păi și așa se spune, că noi ne-am trage din maimuțe, deci clar de aia cred că și ne și plac. Iar ție ce animale îți plac? Mie leu. Leu, lei, așa, fioroși, felinele. Regele junglei. Am înțeles, dar sunt și puturoși. Da, aia da, sunt puturoși. Dorm toată ziua, mănâncă și cam atâta. Aia da. Și se mai joacă așa cu felina. Am înțeles, dragii mei, să aveți, eu știu, o plimbare plăcută. Vă mai așteptăm pe la noi prin județul Vâlcea. Mai aveți multe de vizitat. Vă recomand și mănăstirile și multe, multe obiective turistice. Să mergeți și pe partea aceasta de Ognița, Ognele Mari, ați fost pe acolo, ați fost și Govora, și Horezu, aveți multe de vizitat. Dar în principiu mă bucur tare mult că v-am întâlnit și că ați venit la noi în județ. Noi ne bucurăm foarte mult, oricum la mănăstire cred că o să mergem. Ne place foarte mult, e un județ foarte, foarte curat, așa ni se pare. Oh, ce frumos, ce compliment, mă simt fericită. Dragii mei, vă mulțumesc tare mult, dragii mei, acum rămâneți cu noi că mai avem ceva pentru dumneavoastră. Cel mai frumos matinal pe care vi-l pot prezenta în această ediție de sfârșit. Mai avem câteva minute, dragii mei, și vreau să vă spun că mă simt extraordinar de bine pentru că am ajuns să fac sportul meu preferat și anume echitația. Pe acest cal minunat, o iapă foarte frumoasă, blândă,
Și aș vrea să vedem ce știe, așa că o să dau puțin la trap. Hai! 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 Hai, da! E blândă, dar... Hai! Hai de fetița! Ce zici, mă, Andrei, mă descurc? Mă descurc bine? Cei de acolo de la matinal mă mai aud oare pe mine? Pentru că este deja ceva distanță. Să avem poziția dreaptă. Ea deja este obișnuită să meargă așa gale, încet, la plimbare. Și vreau să vă spun că și anume acest sport echitația are numeroase beneficii. Hai, fetița! Pe lângă faptul că îți dă încredere în tine, te relaxează. Sunt atâtea beneficii și pentru cei care au probleme. Ia să vedem, s-a oprit. Hai, nu, fetița. Haide. Ia să vedem. Mă pricep, sunt așa haiduc. Un haiduc de zile mari. Trebuia să-mi dai biciu, măi, ca să-i dau puțin așa. Hai, ia dă-i. Hai. Dar ușor, să nu o sperii, da? Hai, fetița. Ia, hai. Superb! Așa, da. Minunată zi! Hai, fetița! Hai! Asta e, mă! Vă îndemn și pe dumneavoastră să veniți aici la grădina zoologică, să vă bucurați pe lângă animalele sălbatice pe care le puteți viziona. Vă puteți plimba pe acești cai mari, să vă relaxați așa după o zi frumoasă, nemaipomenită, să se încheie cum se cuvine, așa cum o să închei și această ediție matinală. Te rog să-l filmez eu și pe colegul nostru, Barim, să apară așa, să ne facă un bună dimineața, uite-te acolo la cameră. Îți mulțumim tare mult pentru că, cu mare drag, cum te cheamă? Denis, mulțumesc din suflet și ție și colegilor tăi. Pentru că mi-ați făcut această zi frumoasă și pentru cei de acasă, dragii mei, cu mare drag, Mădălina dumneavoastră, de final, vă doresc o zi de excepție, așa cum a fost și a mea, cea de astăzi. Toate cele bune, la revedere! Cele mai deștepte animale, ei sunt, de-aia iubesc. Sunt omul.